Partidul Național Liberal a apărut pe scena politică românească din necesitatea de a pune în aplicare programul formulat de pașoptiști în 1848 și care a fost sintetizat de adunările ad hoc. Unirea teritoriilor locuite de români într-un singur stat național, autonomie și obținerea independenței, prin străin și regim constituțional. Concepția liderilor liberali care au întemeiat acest partid a fost aceea că principalele instrumente ale construcției unui stat românesc puternic sunt libertățile politice și cele economice. În consecință, de la bun început, programul Partidului Național Liberal a scos în evidență necesitatea modernizării societății românești prin dezvoltarea învățământului, independența justiției, modernizarea instituțiilor publice și politice și construcția unei economii naționale. Momentul apariției primelor structuri liberale a coincis cu lupta împotriva puterii suzerane, Imperiul Otoman, și a puterii protectoare, Imperiul Țarist. Tinerii liberali, printre care Nicolae Bălcescu, Ion Ghica și Cristian Tell, au constituit Asociația Secretă Dreptate Frăție. În această asociație s-au înscris tineri boieri și intelectuali, patrioți din țara românească care au studiat în Occident, printre care frații Golescu, frații Grădișteanu, frații Crețulescu, frații Brăteanu. În același timp, nu trebuie să-i uităm pe tinerii intelectuali din Moldova care au constituit Partida Națională. Aceștia au izbutit să declanșeze revoluțiile intelectualilor din cele două principate în anul 1848. Chiar și în Franța ei nu s-au descurajat și au continuat lupta în străinătate, în exil, reușind să obțină sprijinul unei mari puteri, Franța, la conferința de pace de la Paris. Prevederile din documentul care se referea la cele două principate, acceptat și semnat de către marile puteri europene, au lăsat posibilitatea adunărilor ad hoc să hotărască unirea principatelor. Abdicarea lui Alexandru Ioan Cuza, aducerea unui principe străin, Carol I de Hohenzollern, și aprobarea de către Parlament a unei Constituții moderne au fost evenimentele la care liberalii au participat necondiționat. Cel mai puternic nucleu liberal l-au format liberalii radicali, grupați în jurul lui C.A. Rosetti și I.C. Brăteanu, care au reușit în anul 1867 să-i atragă și pe liberalii din jurul lui Mihail Cogălnicianu, constituind Societatea Amicilor Constituțiunii, care a reprezentat grupul de la care s-a pornit construirea viitorului Partid Liberal, atât din punct de vedere organizatoric, cât și al ideilor politice. În 1875 a luat naștere Partidul Național Liberal prin unificarea tuturor grupurilor liberale, președinte fiind ales Ion C. Brăteanu. În anul care a urmat, acesta a fost desemnat de către Carol I să formeze noul guvern. Obiectivele programului liberal au fost reafirmate la începutul secolului 20, în anul 1905, de către Ionel Brăteanu sub forma unui răspuns la mesajul regelui Carol I în Parlament. Partidul Național Liberal a continuat să rămână principalul și cel mai eficient partid de guvernământ din România până la instaurarea regimurilor politice autoritare și totalitare. Practic, toate evenimentele de seamă ale istoriei României în această perioadă, cucerirea independenței de stat a României în 1877-78, participarea la primul război mondial, reforma agrară, introducerea votului universal, Marea Unire din 1918, adoptarea Constituției din 1923, toate acestea se leagă de activitatea unor oameni politici liberali și a unor guverne ale Partidului Național Liberal. Dar unitatea neamului, regelui Ferdinand și reginei Maria le-a fost dat să o împlinească. De aceea, semn de sfințirea luptei voievodale, regele întregitor, închine coroana unității tuturor românilor în Alba Iulia,
pe pământul lui Mihai Vodă Viteazu, unit după veacuri de frământate luptă. Principala provocare căreia s-a pregătit să-i răspundă Partidul Național Liberal după 1918 a fost reprezentată de necesitatea de a asigura consolidarea statului național unitar român, conturat la 1 decembrie 1918. Programul PNL, în perioada interbelică, a vizat tocmai realizarea deplinei uniri în sens administrativ, economic, politic și social, precum și asigurarea dezvoltării economice susținute a României. În plan economic, PNL a mizat mult pe capitalul românesc, această politică fiind personificată de Vintilă I.C. Brăteanu și sintetizată prin formula prin noi înșine. În mai 1930, PNL a adoptat un program care includea unele soluții și măsuri pentru ieșirea României din criza economică, fiind completat în octombrie 1933 și care a stat la baza câștigării alegerilor parlamentare. Din păcate, lupta pentru respectarea libertăților politice și împotriva violenței a determinat fapta incalificabilă a asasinării de către legionari a noului prim-ministru liberal, Ighe Duca. Următorii ani, 1934-37, în care România a fost administrată de guvernul Tătărăscu, a reprezentat nu doar o perioadă de stabilitate politică, ci și momentul în care România a atins maximul dezvoltării sale economice până la izbucnirea celui de-al doilea război mondial. În anul 1938, printr-o nouă Constituție, democrația parlamentară a fost suprimată, partidele politice au fost scoase în afara legii, iar guvernele au devenit instrumente ale exercitării puterii de către rege, ceea ce a însemnat începutul instaurării regimurilor autoritare și totalitare în România. Arestarea mareșalului Antonescu, întoarcerea armelor împotriva Germaniei hitleriste și trecerea României de parte aliaților au reprezentat primii pași spre repunerea în drepturi a Constituției Liberale din 1923. Noul guvern a fost constituit. După ani lungi de împilare, România respiră din nou în atmosfera de libertate a democrației. Sub conducerea domnului general Sănătescu și a domnilor Iuliu Maniu, Dinu Brătianu, Lucrețiu Pătrășcanu și Titel Petrescu, guvernul român dă țării față nouă, asigurându-i un viitor de liniște și prosperitate. Egali în fața legilor, românii își vor putea călăuzi destinele după vrerea și aspirațiile lor, alături de Marile Națiuni Unite. Partidul Național Liberal, condus de Constantin I.C. Brăteanu, și-a reluat activitatea imediat după 23 august 1944, având două obiective. Recunoașterea internațională a luptei României împotriva Germaniei și salvarea regimului democratic românesc. Dar alegerile din noiembrie 1946 au fost câștigate de comuniști, fiind de fapt falsificate cu ajutorul trupelor sovietice de ocupație. Renunțarea sub presiune la prerogativele regale de către regele Mihai I și desființarea partidelor politice, cu excepția Partidului Comunist, au însemnat instaurarea unui regim politic totalitar, caracterizat prin anularea libertăților politice și economice. Astăzi, după 10 de ani de teroare a regimurilor autoritare și totalitare, ideile liberale sunt singurele care pot salva România. În sânul poporului american, mutația este creștină, iar ordinea pământească este liberal. Și liberalismul nu este incompatibil, dimpotrivă, este compatibil cu ordinea creștină. Fiindcă și creștinul lucrează pe om ca individualitate și liberalism.
e creștinism biruitor, este și liberalism biruitor. Stilul social, politic și economic românesc trebuie să fie stilul liberalismului american. Dar am combinat aceste două lucruri, raționalismul modern orânduitor, înăuntru sistemului liberal american, ca o garanție a progresului real și nesfârșit al cetății românești.